ribatul de care vizionă și nu vizionă la tehnică. Nu mai vizionă să-mi pune. Așa, dar bună ziua tuturor. Bună ziua. Ședința de astăzi fi foarte restrâns până la maxim. Situația criminală nu este. Am propus la 2 săptămâni, înregistrat o infracțiune, adică dată 29 din ieri, adică a dispărut telefonul mobil, nu înregistrat ca furt, e fost trans, telefonul mobil. Adică, după deșifrarea, stabilim. Încă o întrebare, am trei conducătorii din instituție. S-am pe data 25-4, traseul Chișinău, Tăuceni, a fost depistat un cadavru de gen masculin, vârsta 30-40 de ani. Neidentificat. Fără semn de moarte violentă. Adică 1,70 m înălțime, păr negru, frizat mediu, corp slab, chipiu bej cu emblemă Nike, pulover sur cu alb în pătrățele, sportivi albaștri și adidas negri. Dacă cumva cineva s-a adresat, nu vine cu totul acasă, vă rog să vă informați. Este un Orlan, ai dispărut. Tudor. Da. Noi nu știu, nu putem cunoaște la față, că vreo 10 zile, față. Eu am informat. De 10 zile, cam 2 săptămâni și nu. Alo, Tudor, ce ai zis? Vă clarificați împreună cu ședința operativă. Orgăminte la dumneavoastră. Noi am instalat semne de interzicerea a traversării străzilor cu autobuz, camioane de marfă, mai mult de 20 de tone. Astăzi am văzut că e ieșit un parte ce e bine, dar fiți atenți că în localitate, aici care duc mașini de 40 tone, semnul rutier este pentru ca dumneavoastră să aveți o orientare, cum să activați mai departe. Guian nou. Din ordine făcute, iarba e costat în sat. Pur și simplu drumurile au rămas cele cu șurtiere, smarte până în deal, de făcut drumul cel din deal și a stat pe donici. La drumuri nouă anul ăsta ni s-a atribuit 1.700.000 și mâine ședința Consiliului să mai atribuim ceva adăugător din soldul disponibil care îl avem. Mai aveți două drumuri importante care merg de la Alexandrie până la Glorie, jos și sus, ca circule rutierile în cerc și mai avem acolo drumuri de făcut, dar sunt așa drumuri secundare care, eu știu, pot mai răbda o leacă. Măcar că trebuie să luăm în considerație că voiam nou tot în componența Stăucenilor și îți mai tragem atenție și lor. Măcar este două de făcut în primul rând. Da, este obligatoriu, trebuie făcut numai decât școala sportivă. S-au început lucrările de sistemul de încălzire, s-a finisat. S-au început sau s-au finisat? S-a finisat cu sistemul de încălzire, au făcut aprisovcă. Dacă domnul Igor să vină să primească de acum cine inginerul responsabil, da. Și referitor la sistem de iluminare, continuă lucrările, dar centrul stăpanii în cauza că nu avem lumină pe stradă și mărg lucrurile finosa. Avertizare de conectare pe azi și mâini? Pe azi și mâini și pe poimâini viilor grătiești de la 9. Până la 6. Până la 7. Asta e situația. Domnul Rav m-a sunat și m-a întrebat. Probabil o putea săptămâna. Vreo 300 ani în urmă am spus încă când era frig afară. S-a amenajat terenul din fața școlii. Așa este o cotilăție acolo grămadă. Și este pământ negru, cernăziom. Te-a dus niște pământ negru. S-a dat niște ploși. S-a amenea o instituție la dumneavoastră. Până ce nu s-a amenea. Mai mult ca atât, eu nu știu, cu domnul Alexandru, trebuie cumpărat o plasă normală, de făcut plasă la voi, nici la găini la oamenii mai curat, plasă și aia decât la voi, setca rabiți și pusă acolo, e ruptă, din băcăți, faceți o ordine, domnule. Din fața școlii, da. Păi, am înțeles că nu prea sunt bani pentru... Trebuie, dacă n-ați venit cu ideea, cu propuneri, bani niciodată nu o să fie. Dar trebuie să vină fața școlii, trebuie să iei față. Eu înțeleg și
din spate tot trebuie să fie curat și amenajat, dar din față și mai ceva. Așa că am să primești noi înăuntru, facem lucrări, dar când trece cineva să uite școală sau știe acolo, parcă e un bomjar. De făcut, vorbiți cu domnul Alexandru, i-am dat procurorul, tot așa e setul de procurat, chiar la urmă, numai ceva, ca oameni, și de rupt, pus una peste alta, scotileți ceva să nu-l văd, mâini de trec după ședința Consiliului, nu mi se vede. Domnul Cireanu, responsabil de partier, este mai mult de lucru, lucrează la școala sportivă, la Dragoș Vodă, azi la urmă, da, mă rog frumos, de verificat, în primul rând, Dragoș Vodă, să ne citem cu oamenii, fiindcă ei au depus mulți bani acolo și noi să ne pornim achitare pe deși și lucrările de la școala sportivă. După masă, acum vine ecologia, să se va deplasa la fața locului dacă o să aveți unitate de transport, dacă nu, va clarifica semnul. Așa, domnul la dumneavoastră. Domnul primar, am revenit din vacanțele care au fost și am intrat din pe linia de finish, adică avem, încep mai bine zis, evaluările finale, săptămâna aceasta cultura fizică, săptămâna viitoare teze semestriale, consiliul profesional, adică am intrat în totalizări și, eu știu, ne pregătim pentru ținerea examenilor. Lucrăm la capitolul legat de pregătirea elevilor. Am stat de vorba astăzi cu colectivul profesoral, am pus sarcini concrete pentru a lucra cu elevii puternici, adică de a evidenția elevii eminenți și, de asemenea, să ținem la un control riguros problemele legate de posibilele eșecuri școlare, adică să minimalizăm lista elevilor de corigenție. Bucătăria activează în regim normal. Nu este astăzi în școală medicina preventivă COVID. Eu vinem încoace, eu intrat la noi. Adică probleme de monitorizare. Au revenit și constructorii. O parte astăzi, adică cei care montează plita pe de în afară, continuă. Am înțeles, am vorbit cu cei care au făcut fasadul pentru ca luna viitoare să vină și ei ca să finalizeze totalmente, mai sunt niște bucățeli ca să le scoată la capăt. Cred că o să începem un lucru pe interior, de apoi legată de fonul, prima vopsea a fonului, în rețelele electrice tot duse la capăt, rețelele legate de căldură, santehnică, deci toate chestiile să fie duse la capăt pentru ca să-i modate ușile și după aceea să urmeze a doua vopsire și finalizăm. Fonul vă referiți din interior? Da, claselor. Fonul claselor. Și mai este rugăminte așa că este important clasa nouă acum. Eu înțeleg cu elevii eminenți, e ușor de lucrat, dar să atrageți toți elevii, să nu spuneți cazul cum anul trecut am avut cu clasă liceară. Nu ne-a dat voie, că numai o clasă, de atras la maxim, ca să nu mai avem probleme astea cu liceul. Evident că eu am atras atenție la problema de corigenție ca să le exclud în total. Eu știu, părinții au fost atât de adunări, părinții metodologiei de organizare a examenilor au fost semnați, au semnat și copiii și părinții și profesorii, toți puși la curent. La maxim să rămâi la noi în liceu, să nu mai avem iar probleme. Lucrăm la problemă, da. Bine, domnul Sandro, la ta, e cald, e bine, nu mai faci foc? Focul nu facem, ne ocupăm cu reparația curentă a utilajului, rețelelor termice, am lichidat curgele de aparate, urmă încercăm hidraulice, continuăm mai departe încercăm hidraulice. Are țările. Pe traseu. Da. Eu vă rog, dacă o să aveți scurgere undeva, dar ele pot să apară, când o să încep și lucrările de săpat. Nu, de săpat, până ce ne-am lichidat fără săpat. Bine. Alexandru, adunează. Primar, regia comunală lucrează într-un ritm normal, cu noi se evacuează la timp. La momentul de față ne ocupăm cu păsătul ierbii în parc. Sectorul comunal tot a fost este acosit, așa probleme nu avem. Tot este, merge pregătirea pentru sezonul iarnă, toamnă 2014-2015, se efectuează lucrări de reparație în casa numărul 8. Studenților, așa probleme n-avem.
Să mai spuneți, vreau să aduc o, o mulțumire colectivului regiei comunale în frunte cu domnul Alexandru de participare activă de, de curățenie la cimitir, la pastă de Brăjână. Părerea mea a fost foarte bine și nu numai a mea, chiar și mulți care nu sunt locuitori comunii stăcieni. Ați făcut un lucru minunat și cred că ați fi primit, chiar v-ați făcut un lucru foarte bun, cu destoinic. Mulțumesc, bravo, vă mulțumesc frumos și acum vreau să vă rog ca în pat pentru 9 mai să fie tot pregătit cu Sfântul. Dacă e 9 mai, noi acum așa și facem, e, până la 9 mai să fie tot cu Sfântul, evacuația este iarba aceea, să fie frumos și normal pentru... Și încă o invitație către toți conducătorii subdiviziunilor la 9 mai, începând cu ora 11, jumătate la 11 mai bine spus, la 10 aș pornească campara de din centru, tot colectivul, tineretul invitam la complex sportiv la ora 9, ceilalți la ora 10:30 în parc, o să fie, după cum eu sunt informat, noi am făcut demers către ministrul apărării, o să fie bucătărie soldățească, o să fie fanfara, să le atragem o mică atenție celor care au participat în al doilea război mondial, care mai sunt vii la noi în localitate și chiar invitam toți locuitorii care au posibilitate și au dorință să fericite, să vă mai distrați o leac, să vă mai odihniți la iarbă verde. Din partea dumneavoastră, eu cred că, eu știu, n-ar fi rău să fie măcar vreo 5, câți la noi sunt veterani cu verde. Doi veterani și 13. 13 copilași ar fi bine, doamnul Orgalet sau dumneavoastră, doamnul Orgaleta, 13 copilași câte o floare să dăm la pensionar ar fi mai bine decât de mână la primar sau consilier care tot așa bătrână aproape. Nu, trebuie măcar vreo 2-3. Măcar vreo 2-3. Aici în parc, studenților 3, studenților 5, între astea 2 copii. Când o să fie, o să ia cuvânt la microfon sau... Nu, o să le mâine câteva flori. Acolo microfon nici nu o să fie. Dacă cineva vrea să felicite veteranii din voi, din conducere, din consilieri, vă invităm pe toți, felicitam și așa, normal că ne-am neprins cu microfon. Dacă o să fim la natură, să vorbim și cu glas natural, nu? Cred că ne-au auzit cine o să dorească, dar care nu vrea să vă asculte, nici pe microfon nu vă ascultă. Câțiva copilași ar fi și lor interesant. Le-am mai dat câte o farfurioară de caș soldățească, dacă ori dori 50 de grame, nu-s cu vini. Domnul primar, dar la stadion îți punem aparatura? La stadion, da. La stadion aparatura. Dimineață, da? Da. Dimineață, la ora 9, deschidem sezonul sportiv. Așa, doamna Simineschi, la dumneavoastră. Da, la noi au revenit din vacanță elevii. Astăzi grădinița de asemenea activează. Frecvența este bună, chiar dacă este după zile de odihnă. Activăm în regim normal. Miercuri înainte de 1 mai au fost și am mai adăugat o clasă la terenul de sport. Vedem... În timp după 2 ani nu am terminat, nu? Până la 9 mai, când vorbim la 2 ani de tema asta, până la 9 mai eu zic că poate pune și covorul și cortiță. Din cum a spus anul. A, pe anul nu l-au indicat. Așa, vreau să mai spun încă un moment. Săptămâna viitoare avem evaluare finală în clasa a 4-a, la română și la matematică la 13 și la 15. Respectiv, la 1 și 2 mai am avut un seminar cu directorii de serie în taberele care vor pleca, se vor organiza în Bulgaria cu sub patronajul Direcției Generale Educație Neret Sport, care s-a desfășurat la noi sus în sala de sport. Au fost 45 de directori din întreg municipiu Chișinău, din toate instituțiile de învățământ, din aproape toate. Dar ce pe Proda nu l-a văzut acolo? Nu,
cei care sunt directori de tabere, am zis. Noi cu domnul director și astăzi chiar am discutat ca să implicăm profesori și din liceul Dragoș Bodă, și de la noi, și din alții care vor solicita. Deci au fost niște formatori internaționali care au realizat niște activități interactive destul de utile și interesante cu acești directori. A fost prezent și primarul, vă mulțumim, toți au rămas plăcut surprinși de fapt că la 1 mai primarul nostru nu a plecat la paradă, dar a venit să vadă o formare cu pedagogii, care e ceva deosebit, dar cred că a reușit și la paradă. Așa. Pavion, așa. Și în legătură cu acest proiect prin Interauto Cunoaștere spre o lume a cunoașterii, organizăm și în acest an taberele de vară în Bulgaria, anul ăsta în Nesebr. Cei care sunt interesați vom colabora și cu Dragoș Bodă. Vom amplasa informația pe site, am discutat deja la acest compartiment. Pentru o odihnă frumoasă, de alt tip, interesantă, atractivă, cu participarea profesorilor și elevilor. Eu cred că acum nu o să mai fie nevoie de deschiderea vizelor, dacă copiii trebuie să... Care nu au pașapoarte, o să le deschidem și vizele. Nu ce o să fie mai ușor. Da, absolut. Mă timp pașapoarte, că e invalabil pe o perioadă de lungă durată, dar viza e bine. Evident și, dar actele trebuie să fie din timp. Numai decât, totul organizăm, suntem al doilea an și... Nu a revenit la fel la activitatea după zile de odihnă. Este cam un pic rece la noi în instituție, noi instalăm căminile, alimentația este bună, mai avem de lucrată cu doamna Marina asupra listei produselor alimentare, contractelor. Rest, frecvența este destul de bună. Restul parcă este bine, numai o întrebare. Ce se mai aude cu încălzirea autonomă în Africa Tangerie? Sau de bine. Sau de bine? O așteptăm de la fapt. Da. Trebuie și aveți alte ieșări. Eu așa îmi pare că așteptat și neașteptat cam în fiecare, la același moment. Întrebarea cu încălzirea autonomă e foarte departe traseul de dumneavoastră, așa că cred că anul este cunoscut. Noi când am luat cu tot cu traseul, ne costă peste 2 milioane de lei. Da? Sau cât acolo? E foarte costisitor. Noi, dacă să luăm banii ăștia, îi punem pe cont, noi avem de plătit. Putem să ne achităm încă vreo 10 ani înainte pentru încălzirea la gazbine. Nu prea. Da, pentru ce... problematică trecerea asta sezonieră, luna octombrie, luna aprilie, martie. Până ce nu știm, noi am dat la Institut de Proiectare, de ce să ne spună ei, dar promisiuni mari nu vă face. Eu de ce mă întreb, pentru că știm perioada de vară, noi o să închidem instituția, o să fie închisă instituția, facem careva lucrări care... Anul acesta nu o să fie, da? Dacă o să fie construcția de pilă la Casa Angeliei, care proiectul mai timp de finisat, atunci deci el se îngrădește acolo da, și nu o să fie. Referitor la mansardă tot, nu da? Eu de asta știu, de asta să trebuie. Noi am făcut un proiect, a doilea, mi vine și nu știu, voi l-ați comandat a doilea proiect la mansardare. Dumneavoastră, ca conducătorii instituțiilor, trebuie să cunoască, mai ales ca domnul Codam, cunoaște foarte bine. În Cazacul ne-a făcut proiect, noi am terminat construcția și abia nu a dus proiect. Așa ei lucrează. Că zic, cum trebuia cu construiți, băi, eu când am devenit disemnat. Eu cu creionul mai încet lucrează, zic, noi cu construcția. Așa e institutul de proiectare. Așa că noi trebuie să luăm un obiectiv, să ne apreciam, fiindcă bani și acolo, și acolo, nu trebuie să ne jucăm doar. Ori facem un lucru, ori facem altul. Eu vă întreb că până la sfârșitul lunii mai eu trebuie să prezint cerere la Direcția Generală. Dacă o să fie lucrări de reparații, de construcții, ceva, atunci trebuie să prezint cerere pentru stoparea activității. Dacă nu, atunci mergem. Nu, credem că anul ăsta noi nu o stăpăm, o să activăm în regim normal, măcar că o să fie probabil așa o variantă de cum a s-a activat două grupe în una, fiindcă
cunoașteți ceva. Asta e dependent de acum de frecvență copilului. Da, de frecvență eu și avem de... Și mai am încărgăminte că m-am uitat la actele care le-ați depus sau solicitarea dumneavoastră de produse alimentare, cam acolo, că mi pare că îi vrem uitați-vă la grămadă, mă rog. Uitați-vă. Și de fiecare dată tot punem mult și scădem și eu stai și tot va ajunge. Suntem nevoiți, facem contracte mic valoare. Bine, vă riscați cu grămadă. Faceți cum știți, dar data viitoare să ajungă. Faceți așa că să fie normal, nu de atât. Normal, e atât normal și terminăm și iar normal facem. Bine. Nici cu ea. Nu, nu bine. Domn primar, permite să trebuie să spună că o rădă. Da, bine, ce trebuie să lăsați? Bine, am apreciat cu mare la Centrul Sănătate, unde se le-a făcut și cărușurile. Noi am fost la făcut măsurări, dar acolo, când actul trebuie făcut, trebuie să ies vecine, dar ceva la urmă. Dacă nu însemnă actul, nu e vecină, dar e primărie. E tot așa, nu însemnă dintr-o parte și din alta, trebuie apreciat cererul făcut acolo prăsenic, să nu întrebă la ori prin geamuri la Centrul Sănătate. Eu Centrul Sănătate nu cum nu ce-a zis folos. Alte întrebări nu avea de vecine. Domnul Calea, vezi un anunț? Ședința Consiliului Mâniei. Paul Mitrala. Ne pregătim de testări de exare, conceptul de totalizare, că finisarea apărului, cum să spun, de învățământ. Nu aveți dorință din fiecare mai mari sau băieți, la care vreau câteva cânti pentru veterani la 9 mai? Aveți gitariști, aveți băieniști și așa. Gândiți-vă. Am să vă spun, da. Doamna Milia, aveți un anunț? Atât. Atât. Marina. Nu, până de lume, mai cine, aveți un anunț? Eu nu vreau în timp, restul dare de seamă. Eu vă zic mulțumesc o săptămână. Domnul primar, așa, nu știu, rugăminte sau scenariul sub anunț a zilei 9 mai, dacă se poate el tapat și ne-au dat să punem. Pe site, e la bumabică, spuneți-o pe site. Ne site, e tot la 300 și am tăcut un site, e văzăvat cartul. Nu, prostul domn. Da, dar napiciată te bevlenie, e pe lupă. Ia și tu, tam, napiciată te... O zi bună.